Dezbateri și discuții. Da, domnul profesor Iliescu a fost primul care... Da. Vă rog. Domnul Proșocan, există deja definiții? Există deja definiții ale dezghețului. Asta era țâncătănarea, nu știu dacă sau nu existați ca vârstă. S-a discutat cu cei mai avansați gânditori, cu creatorii luptei clandestine, cu Proneș, care erau și cei mai mari și care se luptaseră cu ursul sovietic, rus, în secole, și cu tigrul german, cu niște ace, cum a spus un mare istoric. Deci, eu am discutat tema aceasta cu creatorii solidarității, care la bază erau toți istorici, cu Gheremi, cu Săpțonovici, cu Monce, cu tot ăștia, și noi foarte ușor am găsit o primă trăsătură generală, democratizarea cadrelor de conducere ale Partidului Comunist. Nu s-au mai pușcat oameni cu procese fictive de când a venit Hrușov. De aia nici el n-a fost pușcat, când a fost acios de gang-ul de la Chișinău, de Brejnev și cu banda lui și de generalul Moscalencu și așa mai departe. Adică era democrația la conducerea de partid. Nimeni n-a mai avut proces, nici măcar Marle Chemital Molotov, care merita să fie sponsorat de fiecare zi și a terminat ca ambasador acolo și de altă departe. Este un primul lucru. Doi, ceea ce a început Berea, cel și-a revenit la putere în primăvara lui 53, de la Mozita BBC. În curând se vor produce evenimente aproape abisale, începuse tratativi cu englezii, oferta lui Berea era unificarea Germaniei, schimbul neutralizării și ajutor pentru Uniunea Sovietică, plan Marshall și nu știu ce. Sigur că Hrușov n-a inventat măsurile, dar Hrușov este o mare personalitate. Acel țărat simplu și rabiat de cădată a avut curajul de islamizării, în orice zi putea să fie un tovarăș bun și să rămâșe. El lucra și în asta. El rămâne o mare personalitate, cu toate defectele și limitele lui. Ce vrea să facă democrație occidentală? Și doi, sigur că a preluat ceea ce a început Berea, care știa cât de slab Uniunea Sovietică, de aceea nu are nevoie de niciun război, că va fi bătută și făcută praf. Sovieticii ca și ruși erau puternici numai când te atacai la ei, mai ales ca Rusia. Dar ca invadator nu mergea. Știți că a existat planul Gărciov, ori m-a dat de ocupare accidentului în 3 zile și după aia dat era cu America. Deci, asta este o primă măsură și doi, este eliminarea și pentru populație a proceselor pentru orice rahat sau trimiterea în Siberia pentru orice încălcare. Deci se pot pune trei principii generale care caracterizează, spunea polonezii, Orwellsch, este topirea, este asta. Da, domnul. Nu, vreau să spun deci, să nu mai vedere o cuvântul. Așa. Vă rog, în ce scuze? Pragmatismul s-a încercat, dar a fost marea încercare în Uniunea Sovietică a reformelor lui Lieberman, economist. Și s-au aplicat în unele ramuri cu rezultate formidabile. Sovieticii au cumpărat pentru 900 milioane de dolari, ce erau sumă atunci, Fiat-uri. Și a ieșit, nu, mașina Lada sau care. După Leoian a văzut că nu producă 60%, au reclamat la Fiat, Fiat a trimis o echipă de 30 de oameni. Sociologice, după 6 luni a spus, ne mirăm că obține 60%, fiindcă e o organizare holdică. Nu vin piesele la timp, nu vin aia în condițiile sovietici, unii sunt proști și noi dați afară, nu se poate altfel. Iar reforma Lieberman cerea plata după producție. S-a făcut din industria textilă, s-a văzut cum erau zeile de fân, alții jumătate de elea fără, fiindcă selecția în Uniunea Sovietică de la bază
falsă, era piramida întoarsă. Nu era o selecție normală a celor mai buni cu procentaj de protecție. Tot n-ar fi unor oameni mari, unor bogați în orice țară, dar mulți nu au nevoie de posturi pentru că sunt bogați. Și atunci, totuși, cei mai buni într-o meserie ajung până la undeva. Ori în Rusia, asta nu mergea și de aia sistemul în parte, la un clasă pentru care a crepat. Așa. La dumneavoastră, neutralitatea, sigur, nu e posibilă, fiindcă fiecare om are niște date care îl limitează. Eu sunt bucovenean, o limitare. Am mamă în țoică, altă limitare. Tatăl valah ăsta, tatăl ortodox, mama și soția mea, catolice. Dar astea sunt niște mici lucruri, dacă individul care face pe istorie încearcă să rămâi neutral și obiectiv. Sunt niște mici adausuri, dar ceea ce face este valabil. Fiindcă absolut nu există. La perfecțiune nu nimic peste mondo, a zis un părinte al bisericii pe care tarele erau privat. Și nici nu trebuie atinsă perfecțiunea. Există totuși specialiști istorici, obiectivi și ce nu am vorbit ce pice. Mulțumim frumos, domnul Constantin și domnul Vitar. De teoria istoriei, filozofiei, evocat în curentul pozitivist, tratarea istoriei așa cum a fost, wie es eigentlich gewesen, medicina robotorane, postulat care de altfel pretindea și istoriografia comunistă că l-ar respecta, era un comandament așa, dar care în realitate nu era în niciun caz respectat, era. Dar aici ar trebui evocat curentul opozant, prezentei formulat, magistrat, de Benedetto Croce, tratarea istoriei pe care o definea ca un produs, cel mai monstruos produs al alchimiei intelectului uman. Se poate scrie orice, depinde de interese și de cine te comanda în legătură cu exercițiile de științe fizice. Eu vreau să vreau să, ca să nu lungim discuția, n-aveți impresia că unor există tendința, un reflexul unor exergenți ale istoriei recente de maniera unei tratări fundamentaliste de anticomunism, într-o manieră, aș spune chiar neostalinistă. Adică îi se parcă nevoia... Este corect politic. Corect politic, da. Nevoia pentru ei de a se conduce după o așa zisă bazele anticomunismului, precum mai de mână zirea bazele marxismului sau, mă rog, marxismului. Dar o să fiu foarte, foarte scurt aici. Eu sper să-mi apară și cartea într-un timp relativ, pentru că mă ocup de imagologie istorică, de geopolitică și este un produs de analiză interdisciplinară. Problema care ați ridicat-o dumneavoastră este aceea a semnificării și resemnificării faptului istoric. Momentele acestea sunt caracteristice tuturor societăților care trăiesc prin rupturi epistemice, rupturi sociale, rupturi politice. Și mie, unul, nu mi se pare nimic rău. Problema este când acest corect politic aduce atingere structurilor de bază ale unei societăți agregate într-un anumit sistem de valori în care crede la un moment dat. Am aici în material un exemplu care a rezultat dintr-o dezbatere ținută la Institutul, nu este domnul profesor Zanfirescu, pe marginea lui Ion Gavrilă Ogara. E recent acest, când William Totok a venit și a încercat să modifice în mentalul colectiv o imagine impusă prin acribie științifică, prin cercetare, de către Institutul Național al Studiului Totalitarismului, pe baza unor, să spunem, instrumente, pe baza unor izvoare și cu o metodă care ține de ceea ce am numit neutralitatea în fond. Când Totok
a introdus informația ca să deformeze imaginea impusă în memoria colectivă, disputa nu s-a axat dacă informația este falsă sau este corectă. Disputa s-a dus către afilierea sau nu la mișcarea ideologică. În fond, manipularea, că aici nu avem de-a face cu dispută istorică, a fost de o manipulare. Manipularea a fost afilierea unei informații care poate să fie și corectă la un tip de imagine care în memoria colectivă are un profund sens negativ, mișcarea legionară. Sigur, nu toți au fost criminali în mișcarea legionară, dar pe ansamblu, în societatea românească de astăzi, mișcarea legionară este puternic negativizată. Și prin urmare, orice asociere, eu sunt convins că în detașamentul Sumanele Negre o fi fost și legionari. Dar acei legionari luptau pentru credința care aveau? Nu știm, dacă nu avem memorie. Dar într-o de acea dispută, în fapt, informația a avizat o schimbare de semnificație a unei imagini trudită cu greu, cu acribie științifică și impusă în mentalul colectiv. Ei, aceasta este o dezbatere care merită pentru a putea face selecție. Pentru că, până la urmă, centrele universitare și ale Academiei Române nu au doar obiect al activității de a impune adevărul. Așa cum spunea distinsul domn profesor Ciuceanu astăzi în aula Academie, are și o misiune etică și morală pentru a însănătoși societatea. Ori acest lucru nu se poate face fără o dezbatere profundă pe valori. Neutralitatea axiologică înseamnă suma de valori pe care ți-o asumi sau o respingi. Și asta nu mai înseamnă adevăr istoric, nici juridic, înseamnă o asumare politică pe care te legitimezi pe baza contractului social prin alegere. Nu vreau să intervin, îmi cer scuze, dar lucrurile sunt într-o dinamică, pentru că altfel ne vom duce fiecare la document, luăm același document, ne spargem capul fiecare, informația este aceeași. Țin un curs la SNSPA de comunicare în conflictele internaționale și atunci când studenții nu mă înțeleg, dau un exemplu. Doi oameni, A și B, se luptă în fâșia Gaza. A îl omoară pe B. Nu, n-am nominalizat nimic. E o acțiune. Și spun, postul de radio Tel Aviv. Anunț la ora 8. A, soldatul... Nu, evreu din armata noastră, a eliminat un terorist care punea în pericol securitatea. Deci, iată cum s-a pozitivat o acțiune. La același un minut, postul de radio Hamas ar face știrea. Ocupantul X a ucis un erou al mișcării de eliberare a Palestinei. Eu de la București, cum semnific și resemnific această acțiune, acest fapt istoric? Deci discuția nu este chiar atât de simplă din punct de vedere al istoricului când își asumă, a pune pe piață un produs, rezultat al lecturii informației care o găsești în arhivă. Noi nu operăm cu informația, operăm cu imagini. Ori aceste imagini se procesează prin semnificație și îmi cer scuze, nu vreau să abuzez de găzduirea domnului voastră. Mulțumesc tare mult! Domnul Vitale Bărate, promit că nu mai intervin. O simplă întrebare. Domnul Bărăcan, acum aici, în perioada de ghetul... Lasă-vă microfonul. Puteți să ne spuneți ceva despre relația, sau mai exact, politica statului sovietic în perioada deschetului față de biserică? S-au produs schimbări? Înainte de toate aș vrea să nu să polemizez, dar să insist un pic asupra problemelor abordate de domnul profesor Enescu în legătură cu definiția deschisului clinic de Acroșov. În ceea ce a spus dumneavoastră, estimate domnule profesor, confirmă faptul că istoricii au restanțe la definirea, la conceptualizarea acestui fenomen istoric,
pentru că, da, într-adevăr, s-au încercat câteva sau mai multe, în repetate rânduri, s-au încercat abordări conceptualiza, de a conceptualiza acest fenomen, însă, până în prezent, nu avem ceva care să ne convingă, ceva care să integreze esența fenomenului. Ceea ce a spus dumneavoastră nu restringe ceea ce am spus eu, din potrivă, suntem de aceeași undă, cred. Însă, în ceea ce privește această impresie că Gorbaciov ar fi democratizat viața internă de partid, da, ea se confirmă până într-un punct anume, tot așa cum și deschețul a fost un fenomen limitat și sub control politic, cu limite foarte clare politice și ideologice, înainte de toate. Dar, pe de altă parte, exact în perioada aceasta lui Hrușov, așa cum a spus, se inversează piramida puterii. Puterea în perioada lui Stalin era concentrată în mâinile aparatului executiv. Or, Hrușov, pentru a-și întări poziția în cadrul sistemului, transferă, operează un transfer de putere din aparatul executiv către aparatul ideologic, către aparatul de partid. Și astfel câștigă sprijinul primilor secretari ai regionalilor de partid și ai primilor secretari ai partidelor din Republicile Unionale. În ceea ce privește faptul că a deschis gulagul, a permis oamenilor să resufle mai liber, aveți perfectă dreptate. Or, acestea toate sunt definiții factologice. Pot să vă contrazic aici că, da, a zis că nu s-a vărsat sânge. Nu este adevărat. Nu este adevărat. S-a vărsat sânge și comparația și nu face comparația. Budapesta 1956. Nu vă încercați 1963. Gorbaciov a curățat oameni. Angelul. Oamenii nu se vărsa stânge, dar oamenii erau băgați în casele din nebuni. Și așa mai departe. Deci s-a trecut de la o presiune hard, la o presiune de tip soft. Asta sunt cu tot alte lucruri. Dar eu totuși insist asupra faptului că istoricii au datoria de a da o definiție cuprinzătoare asupra acestui fenomen, pentru că eu mă întreb ce înseamnă nevoia de conceptualizare. Asta înseamnă să știm care au fost premisele acestei politici de dezgheț. Ce factori au contribuit aici? Factorul subiectiv în exclusivitate sau au fost și factori de natură, de altă natură, de natură socială, politică, economică? Războiul rece și arma atomică a avut un impact asupra politicii lui Hrușciov de detenționare relațiilor cu Occidentul. Bănuiesc că da. Deci sunt o mulțumire de factori care trebuie integrați cu un sistem filosofic, dacă vreți, de explicare acestui fenomen. În ceea ce privește biserica, exact, domnule Baratic, aveți perfectă dreptate. Eu, sigur, n-am putut să cuprind toate dimensiunile în cadrul acestei expuneri și îmi pare foarte rău. Așa fi avut multe lucruri de spus și multe lucruri care nu sunt cunoscute. În ceea ce privește biserica, exact după congresul al 20-lea, Hrușciov pune în scenă o politică de prigoană teribilă a bisericilor. Ceea ce mai rămăsese din epoca lui Stalin este ras cu buldozerul în epoca lui Hrușciov. Sunt închise mănăstirile, sunt aruncate în aer, bisericile, catedrala, mai multe biserici din Chișinău sunt aruncate în aer, clopotnița din Chișinău, exact atunci, în 1961, este aruncată în aer. Exact atunci. Și a trebuit să treacă 40 de ani și pe timpul primarului Urechean această clopotniță a fost reconstruită din temelii. Deci dezghețul lui Hrușciov, paradoxal, coincide cu perioada unei campanii teribile antibisericești și antireligioase. Mulțumim tare mult. Cred că suntem la ceasuri avansate. Ideea ar mai fi, interes este, dar cred că a sosit momentul să mulțumim gazdelor noastre, care cu atâta generozitate ne-a pus la dispoziție un cadru atât de propice pentru dezbaterea academică și să mai facem, domnul profesor. Mâine cred că vom avea mult mai multe de spus. Mulțumim tare mult! Mulțumim tare mult!